Ieri, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Iași au desfășurat o activitate informativă în târgul din Comuna Voinești. Astfel, cetățenii au primit recomandări cu privire la comercializarea în siguranță a animalelor și au fost sfătuiți să manifeste atenție sporită față de persoanele care se prezintă drept cumpărători de animale și sub acest pretext le vizitează gospodăria. Au fost distribuite 200 de pliante cu informații utile pentru prevenirea furturilor de animale și a abuzurilor împotriva acestora.